Până la Crăciunul pe stil nou a rămas mai puțin de o lună, însă feieria sărbătorilor de iarnă se face deja simțită. În mai multe sate și orașe, autoritățile au instalat deja tradiționalii pomi de Crăciun. Din cauza pandemiei, în majoritatea localităților din țară nu se vor organiza concerte și târguri, dar chiar și așa primăriile încearcă să le asigure localnicilor o atmosferă de sărbătoare. La Ungheni, pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Independenței în data de 1 decembrie. Bradul este artificial, are o înălțime de 12 metri și a costat 250.000 de lei, bani planificați în buget pentru organizarea zilei orașului, care nu a fost posibilă din cauza pandemiei. Iar la Edineț, autoritățile locale i-au bucurat pe oameni cu trei brazi. Datorită miilor de luminițe, scoarul cu pomii de Crăciun strălucește la propriu. Atmosfera de sărbătoare se simte deja și în satul Răciula din raionul Călăraș. Scuarul din centrul localității a fost decorat cu 300 de luminițe LED. Oamenii au pus mână de la mână pentru a cumpăra ghirlandele. Contribuțiile au fost diferite, de la 50 și până la câteva mii de lei. Un pom de Crăciun va apărea în curând și în municipiul Bălți. Primarul Renato Usate i-a anunțat că va împodobi același bradă de anul trecut, dar cu decorațiuni noi. Сейчас я вам покажу, как будет выглядеть елка в Бельце в этом году. Я не знаю, там видно хорошо или нет, но плюс комплектом с ней, значит, предложили установить красивый огромный кристалл. Мы установим на центральной площади города Бельца. Iar principalul pom de Crăciun al țării a fost instalat la Chișinău, în spatele Arcului de Triumf. Bradul artificial și decorațiunile de sărbătoare au fost inaugurate în data de 1 decembrie.